would lie to you. Doesn't matter what I do, she's got a hold on me. She knows how to drive a truck, but she lets me pick her up when we're going dancing. My heart stops beating when my headlights shine. Bună dimineața sau seara, bine ați revenit pe canalul nostru de YouTube. Deși ați văzut așa un spoiler unde suntem, e bine, am venit în vacanță, este spring break în America, cel puțin la facultatea mea, e puțin diferit în funcție de facultăți. Cele private au într-o perioadă, cele publice au în altă perioadă, e puțin bizar, dar ideea e că suntem în vacanță și ați văzut din titlu unde mergem astăzi, dar am zis să vă oferim un alt indiciu și mai important, cu locația propriu-zisă. Taram, 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 taram. Așa, nu am un talent la cântat, bineînțeles că nu am, cu toate că provin dintr-o spiță din oameni care au, avem multe neamuri cântărețe, dar astăzi vreau să vă atingem cu, la inimă, în special pe cei care ați urmărit serialul Dallas, așa cum ați auzit, în anii 80-90, nu știu exact când s-a difuzat, știu că eu l-am prins. În anii 90, cred că s-a difuzat și înainte, dar pentru cei care ați plâns atunci când GR a fost pușcat sau, eu știu, ați crezut că oamenii chiar mor în filme, ei, acum mergem pe urmele lor, mergem în studiourile lor de filmări, în ranch-ul sau în ferma unde s-a filmat filmul sau o parte din el. Care e conservată foarte bine, o să vedeți, arată impresionant. Noi ne-am uitat puțin la câteva tururi înainte ca să ne dăm seama dacă merită văzută și credem că merită. O să vă surprindem și vouă câteva imagini, să sperăm că nu o să fie o problemă cu camera. O să o luăm pe cea mică ca să nu dea prea mult de bănuit, că cea mare s-ar putea să creadă că e ceva comercial și să nu le convină. Dar ce să zic, sper să vă placă, să veniți cu noi în lumea asta western și dacă ați văzut filmul, cu siguranță o să recunoașteți multe părticele din ferma asta dacă pentru nu, că le-ați surprins în film. Dacă nu, puneți pauză la video nostru, intrați un pic, uitați-vă să vedeți la cureaua lui Ger, la pălăria lui, la detalii pe care o să le vedeți cu noi acum și după aia reveniți. Și de ce nu să vă apucați de film, că am auzit că e super generos, vreo 300 și ceva de episoade, dacă n-aveți la ce să vă uitați, băgați un Dallas. Plecăm, gata vorbăria, ne așteaptă ceva interesant. Hai să mergem. Apropo, să știți că noi am crezut că e mai cald în Dallas și de asta ne vedeți un pic bizar, trebuie să ne ascund straturile de haine pentru că e destul de frig aici. M-am gândit că venim din Chicago și o să fim la rochiță, mai eu, ceva, dar cam fricuț, cam fricuț. Noi suntem impresionați, puțin spus, de toată infrastructura din Dallas. Nu am apucat să vedem orașul, dar chiar de ieri, de când am ajuns, nu avem cuvinte să descriem ce se întâmplă aici și toate străzile și paianjenii, pânza de paianjeni, de șosele ce-i prezentă în Dallas. Impresionant, dă clasă cu mult, deci cu mult peste Chicago. Abia așteptăm să vedem și orașul și jos pălăria pentru drumuri și aș mai adăuga cât de curat este pe lângă ele, pentru că de obicei aici ar trebui să fie coș de gunoi, știți voi, unii șoferi nu sunt foarte educați, unii oameni nu sunt foarte educați și mai aruncă pe geam câte una alta și în Chicago e plin de gunoi pe lângă șosele, dar aici, uite, iarba frumos, totul verde, splendid. She's my country girl. I couldn't tell you what she's doing with me. She's so damn out of my league. She's a little bit crazy on the weekends, dancing in her red dress, and I love the way she looks in my eyes. And I feel like midnight's getting closer, and I just wanna hold her in my arms till the sun comes up. She's a little bit. Îmi cer scuze pentru imprudența de a veni în locul cowboilor fără o pălărie potrivită pentru locația asta. Noi am venit cu șapca, șapca de Chicago, dar nicio problemă că poate se lipește de noi ceva pe stilul ăsta western.
Suntem foarte curioși să vedem puțin partea nevăzută a Texasului, în special locațiile astea cu ferme, pentru că ei sunt renumiți la ferme. Și de cum am plecat acum de la hotel, e un aer de vară, pur și simplu, un aer de vară, chiar dacă nu e cel mai cald. Chiar dacă nu e cel mai cald, dar e un aer de vară, simt soarele că bate diferit față de Chicago. Pentru că vezi copaci înfrunziți, iarba e verde, totul e diferit. Și ne place orașul, la prima vedere chiar arată foarte bine, cum zicea și Oana. She can let her hair down, but got her feet on the ground. I can't get enough of her. She can drive me so wild, just with that sweet smile, and there's nobody else for me. My heart starts racing every time I'm looking at her. She's my country girl. I couldn't tell you what she's doing to me. She's so damn out of my league. She's a little bit crazy on the weekends, dancing in her mattress, and I love the way she looks in my eyes. And I'm feeling like midnight's getting closer, and I just wanna hold her in my arms till the sun comes up. She's a little bit. Avem acolo Visitor Center. Aici este un Conference Center. Vă dați seama că au făcut din tot studioul ăsta o atracție, care chiar și acum, la ani de zile de când s-a terminat serialul, produce bani, mulți bani. Și acolo o să mergem la Visitor Center, să intrăm, să luăm biletele. Biletele sunt undeva la $20 de persoană, dar e un tur ghidat, deci există o persoană care îți povestește pe tot parcursul lui. Eu cred că merită, e ceva interesant și face parte din istoria cinematografică a Americii până la urmă. Trec și eu pe partea de cowboy. Mă uitam aici puțin prin gift shop pentru că trebuie să așteptăm jumătate de oră. Am plătit $42, vine $20 de persoană, $2 taxe. N-au reduceri pentru studenți, să le fie rușine. Am o reducere în schimb pentru copii și seniori. Aia e, nu ne încadrăm. Dar așa ca și idee, pe partea de suveniruri, $60. O pălărie de cowboy făcută în China, să nu vă închipuiți că e ceva deosebit, dar au câteva modele frumoase și pentru cine e super, super pasionat, mă gândesc că te bucuri cu ei de aici, chiar dacă e făcută în China, made in China. Dar sunt simpatice, ce ziceți? Stă bine ca și da. Cowgirl? Chiar la intrare avem aici amprentele actorilor principali. Ne uităm să vedem să-l găsim pe erou. Unde o fi? Uite-l aici, Larry Hagman. Adevărul e că toți sunt eroi. Pune mâna ta să vedem. Ai dacă mă potrivesc. Palma mai mare sau mai mică? Oh, a avut mâna destul de micuță. E o mână de handbalist. Hai să vedem dacă asta e mai mică. E la fel, încă un pic mă înghesuie, mă strânge. Ce ciudat, că părea un omoc așa mare. Da. Uite aici familia lui Bobby. Bobby, dincolo, el, Gea. Îl avem pe toate aici într-o ierarhie, începând cu Larry Hagman, el e primul. Și ce fain că sub e poză cu actorul. Avem aici Linda Gray, Barbara Bel Geddes, Victoria Principal, Jim Davis, Charlene Tilton, Patrick Duffy. Și aici un semn mare, mare și frumos cu Dallas. Foarte, foarte tare. Avem acolo cureaua originală cu două litere mari și grase, JR, J și R, bineînțeles, cizmele de cowboy. Avem aici chiar și o popușă care a fost făcută în perioada aia după el, foarte faină.
Și uite, explic aici că sticla pe care voi o vedeți aici e, are peste 30 de ani. Avem aici rochea pe care Lucy a purtat-o la nuntă. Ia uite. Foarte tare și ce bine păstrată. Avem aici pistolul cu care a fost împușcat J.R. Deci, exact pistolul pe care l-a folosit în film. Și revista, revenirile. Cu întrebarea, cine l-a împușcat pe J.R. și el în scaun cu rotile? Se pare că o să fim duși cu tractorul. Noi am spus că ne duce cu mașina. E un tractoraj și are în spate două remorcuțe pe care o să stăm. Foarte, foarte tare. Super interesant. Și văd multe steaguri din țări diferite și mă întreb care o fi însemnătatea. Înseamnă... Nu chiar aici în față. Chiar că. Deocamdată așteptarea asta aici nu arată nimic. E doar mașinuța asta care trebuie să ne ducă, tractorașul, steagurile și bătaia de vânt. Pentru că totuși e o zonă colinară și brăzdată de vânt se vede. Da, bate vântul destul de tare. Noi și suntem, rece aerul. Noi suntem acum la prima experiență în Dallas. Dintotdeauna am trecut odată prin Dallas, dar am mirosit doar aerul. Am respirat aerul de Texas și atât. Nu am oprit, nu am făcut nimic aici. Și era vară și era cam insuportabil. I'm going to show you a few things we have here on the ranch along the way. First off, I'd like to mention the flags you see here. Now, Dallas was shown in 96 countries and translated to 55 languages. And we have flags representing most of those 96 countries, and we rotate them on the flagpoles throughout the year. The future has been, I try to be kind to myself. Ia uite, recunoașteți locația? Am ajuns. Cum urmează să intrăm înăuntru și un grup destul de măriceli. La cât de fastos era filmul și cât de mică e construcția în care se filmă. Da, chiar mi se pare mică. Mai ales la cât de mari casele americanilor, te aștepți la mult mai mult. Începem turul propriu-zis, pentru că suntem un grup mare. Mi s-a prezentat așa, per total, fiecare cameră și acum putem să ne plimbăm relaxați prin casă. Ideea este că în primele 5 episoade din Dallas nu au fost filmate aici, au fost filmate la o altă fermă, iar după, cel mai mult s-a folosit exteriorul casei, pentru că familia în care deținea ferma locuia aici și li s-a permis să filmeze în exteriorul casei pe timp de vară. Deci ei filmau totul din iunie până în septembrie și partea de interior se filma în California. Abia pe finalul show-ului sunt locuri din casă unde s-a filmat și în interior. La ce te uiți acolo? Ca într-adevăr luxul să fie lux, au tapat, au pus tapet pe perete din piele. Cum se simte în ele? E o piele reală, e un tapet din piele, nu e din hârtie. Și asta
în special în camera lui J.R., pentru că el era bossul. În toată explicația doamnei a ghidului, mi s-a spus cât de valoros era el și toată lumea știe că el era acolo. Și nu își permitea să-și pună hârtie. Da, el trebuia să aibă șampania lângă pat, el trebuia să aibă multe alte extra opțiuni față de ceilalți. Avem aici masa originală, unde se lua cina, prânzul, dar priviți cât e de luxos. Și apropo, ne-a explicat doamna că o să observăm pe parcursul turului că totul e foarte mic, pentru că în serial foloseau lentile foarte, foarte largi și totul părea extrem de mare și maestos, pe când în realitate camerele sunt de o mărime decentă. Hollywood! Da, e chiar totul foarte mic, dacă e să te gândești cât de mare părea tot un film. Nu știu cu era living-ul ăsta, dar asta e mărișor. Și piano aici, da. Foarte frumos. Mă gândesc că era luxos pentru 1978, 1980, 1985. Da. Pentru perioada respectivă arăta super bine. Și ce frumos are deschiderea afară la piscină, vezi? Două părți. Deci el a jucat și în remake, da? Da. Dar a fost... Deși era bolnav de cancer atunci. Ia uite, dragă. Dai un noroc cu el. Șat cu el. Este... Eu pus e șarfă. Do you want some? One for you? One spune, for me. Știi câte doamne ori plâns în țară când ai murit? Da, e interesant că l-au pus aici. Și interesant că nu au folosit ceară ca să-l facă din ceară, că acum... Chiar că... Acum chiar se face chestia asta. Era mai tare. Și fiecare cameră reprezintă caracterul personajului și aici este camera lui Lucy și priviți ce baldachin, ce pat avem aici, foarte feminin, foarte drăguț. Aici o adevărată scenă, locul unei crime. Oamenii s-au luptat aici, scaun, vase sparte de lupt pe jos. Uite, și pată de sânge acolo pe jos. O pată. Tot e distrus. Ai mai mult de vopsea decât de sânge, da? Oare paiajele aia s-au pus în observ poziția mortului. Piciorul în spate, din coace încă un picior. Da, cumva ghemuit. Ia priviți aici. I se cuvinea lui J.R. să aibă camera lui și să fie cea mai luxoasă, tapet peste tot, patul ăsta imens, îți dai seama ce cadre au tras aici, le ridicat știți deja, pe, uite. Dar mai mult ca toate, el nu se putea trezi fără să aibă o sticlă de șampanie la, în stânga patului și ca detaliu se spunea că în timpul filmărilor, undeva la 3 sticle de șampanie, chiar și 4 pe zi le dădea peste cap. Nu pot să pun sănătate. Și să-ți mai aduci aminte replicii. Și să mai știi ce. Păi așa juca actorul, practic. El nu putea să joace altfel. Ăla era personajul pe care îl juca. Interesant. Da, un pat așa mare, uite, cu candelabru deasupra. Aici am înțeles că pe viitor vor să facă un fel de Airbnb ca să pot să închirieze și totodată spuneau că se fac aici pe timp de vară și nunți și evenimente și... Na, asta e un mod în care mai produc un venit ca să poată susține. Vai cum arată baia asta de frumos! Wow! Wow! Ia priviți acolo! Ce baie! Vedeți, în sfârșit, exteriorul celebru al casei. În toată zona asta se filma renumitul Dallas. Pe timp de vară, când era aici o căldură infernală, dar atunci li se permitea. Și producătorii și actorii au fost super fascinați de ferma asta și de cum arăta și n-au renunțat niciodată la ideea de a continua să filmeze aici. Dar e foarte, foarte frumos, uite. Și tot spațiul ăsta larg. Mergem imediat să vedem și piscina olimpică. Clădirea nu are o înălțime foarte mare,
Și din exterior, din exterior îți dă impresia că e puțin spațiu înăuntru, dar odată ce intri și dai tura prin dormitoare, îți dai seama că e destul de fapt. Chiar sunt multe camere, cu living ăla foarte mare, cu ieșirea spre piscină și, bineînțeles, master bedroom-ul lui JR. E superb. Doamna noastră ghid spunea că mulți oameni vin aici și nici măcar nu vor să audă de el, că nu le-a plăcut personajul lui. Voi cum era sunteți? Era mai antipatic un pic. Da, voi sunteți fan JR sau? Aroganță. El era arogant, el era mereu ăla care are tot ce vrea, pe când ceilalți se chinuiau. Dar ție de el ți-a plăcut, da? Nu știu dacă, 100%, doar de el. Aveai șansa să vezi tot felul de doamne mult mai altfel de cum erau la noi. Adică erau americanci, na, altfel. Ia, el era stil. Și un pic așa un Casanova. Piscina din Dallas are, de fapt, să zicem, care 10 metri pe 5, aproximativ. Cam așa, un 10 pe 5, poate. Poate e un pic mai lungă decât 10, dar aici, cam așa. Ideea e că foloseau oglinzi ca să îi dea o impresie de magnitudine, de măreție, de piscină olimpică. Când de ceea fapt... ce nu e. Dar e frumoasă. E foarte frumoasă. Și are 6 feet aici, în partea asta, cea mai adâncă. Da, vezi? 8. Chiar. A, 8? Da. Oh, e destul aici. De adâncă. Da, păi wow. Uitându-mă la fundul ei, e mare tare. Intrat la căldură, asta e un plus, că ne încălzim puțin afară, e superb, e foarte însorit, dar bate un vânt și așa un aer rece. Și avem aici, lăsând la o parte vremea de afară, avem aici o mașină splendidă, de un gri așa de frumos, strălucitor, într-o condiție impresionantă și spun că e o condiție impresionantă pentru că e mașina care a fost folosită în film, mașina originală, dar încă o chestie pe care am aflat-o de la ghidul nostru este că actorul Jim Davis sau caracterul Jock Ewing o folosea și în afara setului, pentru că filma atât de mult aici în Dallas că a început să locuiască aici și a avut nevoie de mașină să se descurce prin oraș și producătorii i-au pus mașina aceasta pe numele lui. Milele actuale pe care mașina le are, 25.270, are 19 feet și 3 inci lungime și este un Lincoln Continental Mark 5 din 1978 și este absolut superb. Te rog, luăm? E acasă. Suntem în căutarea măgărușului. Am văzut căluți și acum vrem să-l găsim și pe bandit. Dar nu știm sigur unde se ascunde. Ai spus că au un măgăruș. Vezi că e în hala din dreapta, în grajdul din dreapta. Doar că nu prea înțelegem. Nu știu dacă ăsta sau ăla. Hei, ce faci? Salut! Din Chicago vin. Ești nebun, mă! Dar cum i-a făcut așa micioare? Băi, tu ești de râs, mă, așa miniatură. Măgar pitic. Ia priviți acolo, e o sondă. Și la sonda aia se legau 4 cai sau 4 măgari. Și din câte am înțeles a fost folosită chiar și în film. Și pe cum se învârteau, așa se extragea țițeiul. Aici avem tata lor, măgărușul șef. Da, e frumos asta. Băiatul nostru de aici e foarte necăjit. A venit o domnișoară care are grijă de ei și de măgărușii miniatură pe care i-ați văzut. A zis că i-a salvat de undeva, au fost abuzați și de banditul ăsta. Și o să acum toți sunt cam necăjiți pentru că afară e mult noroi, v-am zis că a plouat mult și ei se scaldă. Și au zis că nu vrea să-i lase zilele astea până că nu se usucă totul, că se fac fleașcă. Se murdăresc până sus la cap și acum el nu vrea să mai vină, nu vrea să mai interacționeze, e în protest total, face treaba foame. Da. Deci da, să știți că acum el e în protest, nu a vrut să vină la gard nici măcar pentru ea.
își ține pe poziție frustrarea. Mă, iubitul, mă, haide, haide. Tu îl hipnotizezi? Mă, iubitul, haide, haide, hei, who's a good boy? Hey, o să mergi afară, don't worry, don't worry, don't worry, hey, hey. Uite ce frumos și de asta, vedeți ce noroi e afară? De asta nu vrea să-i lase nici pe măgăruș, că și căluții s-au făcut terci. Dragoste, ce frumos. Up the truck, down at the dock. It's time to do some cruising, baby. Get a little stuck. It's a Saturday joyride. Percy Feast is the spot to take the blues away. We're on a boat, we're feeling fine. Drinking Tennessee whiskey, a big blue sky. We're going up, we're coming down. There's a party on the water. It's a hell of a time. We're on a boat, we're killing time. Acum, sincer, eu fac parte dintr-o generație care, nu știu, nu a prins neapărat flama asta cu Dallas, dar am văzut câteva episoade și am văzut câteva episoade și din continuarea, din reboot. Acum am poftă să-l văd pe tot și eu nu-ți pregătește-te că mergem acasă, când se termină clanul, începem. Începem și probabil o să ne țină 10 ani până când îl terminăm, pentru că sunt 300 și ceva de episoade în total. Mi-a plăcut, cel puțin mie personal, mi-a plăcut foarte, foarte mult. Cred că merită $20 de persoană să vii, să vezi și ferma e foarte frumoasă, poți să umbli, să te plimbi prin ea, hambarele arată foarte bine, animăluțele, căluții, toți vin acolo să-i petuiești, să interacționezi cu ei. Mi-au plăcut și casa și așa micile secrete hollywoodiene. Afli cum unele lucruri par mai mari la TV și păcălește ochiul. Și cum filmul ăsta s-a filmat și în California, nu doar în multe părți. În Dallas. Da. Și în California au refăcut curtea casei ca în caz că practic ei montajele le-au făcut în California, ei făceau doar bruturile, da? Da, și atunci dacă cumva ceva nu ieșea bine... Se puneau și mai refăceau scena acolo. Planul B. Asta a fost de la noi, din South Fork Ranch. Rămâneți cu noi și dați un like la clipul ăsta, în amintirea anilor în care erați nebuniți după serialul Dallas. Și poate ne scrieți în comentarii care a fost personajul vostru preferat și dacă v-a plăcut sau măcar știați că a fost un reboot, o continuare în 2012, parcă s-a postat, nu mai știu exact când a fost difuzat, dar oricum a fost cancelat show-ul după 4 sezoane. V-am pupat și ne vedem cât de curând cu un nou vlog. Pa! Bye, bye!